de luni, 14 mai, începe Săptămâna Națională a Voluntariatului. Evenimentul este menit să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntari pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității pentru acesta și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor. La nivel național este un eveniment inițiat și coordonat de Provobis, Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat. Activitățile propriu-zise sunt dezvoltate, finanțate și implementate direct de partenerii locali ai proiectului. La Lugoj, manifestările sunt coordonate de către Asociația Alternativ Ed. Împreună cu aproximativ 25 de elevi, majoritatea de la Colegiul Național Coriolan Brădicianu, cei de la Alternativ Ed au gândit o serie de acțiuni care vor fi desfășurate pe parcursul celor 7 zile. Pentru luni, aceștia au pregătit un concurs de cultură generală pentru liceeni. Marți este programată cafeneaua cu jocuri, o activitate de socializare pentru voluntari, iar miercuri, cupa Toți Diferiți, Toți Egali, organizată împreună cu Asociația Handicapaților din Lugoj, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Clubul Sportiv ProBasket și Asociația Clementina. Joi are loc o seară de film, Pe eroi să nu-i căutați în mormânt, și discuții cu veteranii de război ai Lugojului la Casa Bredicenilor. Vineri, voluntarii participă la un atelier culinar cu seniorii complexului, iar sâmbătă la un teatru forum pe care îl vor organiza la Timișoara. Evaluarea activității Săptămânii Naționale a Voluntariatului va avea loc în seara de duminică.